La data de 12 decembrie 1941, Strum a ieșit din portul Constanța cu 770 de emigranți evrei români la bord cu destinația Istanbul, unde pasagerii urmau să primească viză pentru a merge mai departe. Ei erau veniți de pe tot teritoriul României și erau deciși să-și părăsească locurile natale și să renunțe la cetățenia română pentru a-și salva viața. Câteva zile mai târziu, Strum a ancorat într-un port turcesc aproape de strâmtoarea Bosfor. Pasagerilor nu li s-a permis să coboare de la bordul navei, iar aceasta a fost pusă în carantină pe o perioadă care s-a prelungit 9 săptămâni. În cele din urmă, autoritățile turce au trimis pe cineva care să taie ancora și să lase vaporul în derivă. Vaporul a rămas în derivă. În seara zilei de 23 februarie 1942, autoritățile portuare au dispus trimiterea vasului înapoi în Marea Neagră pentru a reveni în România. Pe 24 februarie 1942, nava a fost torpilată de un submarin sovietic. Oamenii au murit ori în explozie, ori în apele rece ale mării. Soarta a făcut să fie un singur supraviețuitor, un tânăr pe nume David Storier din București, datorită căruia întreaga lume a aflat mai multe dintre dramele care au avut loc atunci la bord. I tried very hard to forget it. For years, I didn't even tell to my wife, my first wife. Portul Constanța a fost ultimul loc pe care pasagerii de la Struma l-au văzut când au plecat din România. De aceea, astăzi, ei au fost comemorați în terminalul nou de pasageri. Comemorăm astăzi nu doar un tragic eveniment, ci aducem în atenție suferințele reprimării evreilor în timpul celui de-al doilea război mondial. Este obligația noastră să știm ce s-a întâmplat. Este obligația noastră să știm și să cunoaștem această istorie. Este obligația noastră să ne amintim, este obligația noastră să știm istoria, fiindcă dacă vrem să construim un viitor mai bun, dacă vrem un loc mai sigur pentru copiii noștri, trebuie să nu acceptăm acest fenomen de antisemitism. Submarinul sovietic care a torpilat nava Struma a fost la rândul lui scufundat de un vas german. Epava submarinului a fost descoperită în urmă cu câțiva ani în apele teritoriale românești, în dreptul capului Midia, la 16 km de țărm, la o adâncime de 30 de metri.